Salutare toată lumea și bine-ați la un episod, tot așa un pic smăscări prin la coaie. Glumeam. Dar suntem la un episod de Mafia, rămâsesem aici, unde căcatul ăsta vrea să ne omoare. Nu m-am mintit de el într-un final, deci da, bă, fraților, ce? A, are de la pistol mare, nu-mi place. Da, fraților, deci continuăm jocul, să-l câștigăm. Continuăm jocul spre finalul cel de aur. Văd acolo jos că ne așteaptă foarte mulți. Aoleu. Ce faci, mă? Aoleu. Ce fac cu ăla? Eu nu văd unde trage tipul. Uite cum e. Hai repede. Au, aoleu. Ce căcat de joc e ăsta în morții lui de joc. N-are nicio fucking logică jocul ăsta. Apare unul în față care vine și mă împușcă. N-are nici măcar cea mai mică logică jocul ăsta. De unde? Cine dracu? Ce companie a făcut jocul ăsta care n-are nici măcar cea mai mică logică cu fucking realitatea? Finala asta te teleportează în fața mea. Mă omoară instant. Îmi și scoate armele, ești prost. Jocul ăsta n-are nici măcar o fucking logică, nici cea mai mică logică. Mori, dă-te de rego. N-are nici cea mai mică logică jocul ăsta, să moară familia mea. Acum o să vină toți căcații aia. Uite, îl împuși cu shotgun-ul în cap și nu moare, bă, logica. Where's that fucking logic? E unul după perete. Uite, îl împuși de două ori cu shotgun-ul în cap și a doua oară moare. Frumoasă logică. Apreciez efortul depus. Tipul ăla nici nu se ascunde. Na, nu vrea, el nu mai are. Că m-am enervat acum. Easy. Ce mai vreți? Pic de asgan. Asta vreau. Hai, vino. Hai, ieși. Hai, hai, hai. Mersi. Easy. L-am auzit cum a făcut. Ah, de-aia știu că a murit. Mai e unul aici după colț. What? Iai, ce era să mă omoare. Mori. Mi s-a părut că s-a mai mișcat, de-aia l-am pușcat mai mult. Hai, repede să ieșim de aici, din locația asta idiotă. Tu unde poți să ies? Ah, uite pe aici. Aud poliția, ceea ce nu-i de bine. Joy. Unde căcat e Joy? Nu îmi spune chiar să bucui căcatul ăsta de joc. Mă rog, eu o să merg singur, nu vreau să mă rătăcesc. Apreciez că s-o salvați și Joey încă nu-i lângă mine. Ha, mă, vine Joey după mine? Fuck you, scaleta. Apreciez că mă înjură ăștia. Apreciez că mă înjură și că fucking distrug peretele care lângă... Easy. Easy. Băi, eu mor tot oamenii ăsta. Easy, mă. Ați zis cumva fac eu scaleta? Vedeți voi ce fac eu scaleta, vă dau eu acum vă... Ia stați așa. Aoleu, stai, de unde trage, de unde trage? A, de acolo? Unde ești, Joey? Unde ești, futu-s nația ta de autist prost? Unde ești? Bă, unde e autistul ăla?
Așa. Ipa pe ăștia, dar vine căcatul. Ah, e scările. Să-mi fiu sigur că omorit. Apreciez că nici nu știu de unde trag, deci trag în gol. Uite pe aia sus. Mai e unul care e acolo. Știu că ești acolo. Hai, ești afară. O să trag așa în continuu până iese. De fapt, nici nu știu unde e tipul. Unde-i Joe? Unde-i Joe al nostru? Vito. Uite-l pe Joe. They fucked me up pretty good. Think I need a doctor. Okay. Let's get you over to El Greco. Take Joe El Greco to El Greco. Hai să-l ducem pe Joe to El Greco. Așa, stai liniștit. Hai, boss, în mașină. Ducem la El Greco. La El Greco del Buzărin. Nu, bune melodii, te rog. My chest. Every time I breathe. I think they broke my damn ribs. Take it easy. El Greco's gonna fix you. Yeah. Sure. Oh. Fuck. Every time I cough, it feels like... Ia să ne cât avem pe la El Greco, n-avem mult. Chest. Just sit back. The more you whine about it, the worse it's gonna be. Listen, Vito. Thanks for coming after me and almost getting yourself killed. Hey, we're in this together, right? Just like always. Now just take the fuck back before you get blood all over my pants and I really do stab you in the chest. Oh, you picked a hell of a time to turn into a fucking... Lol. Da, hai să ne ducem la El Greco. Ce încheie și noi episodul ăsta. Deja ia prea mult. De fapt, nu ia chiar mult, că nici 10 minute n-o să... Dar până o să ajungem noi la Greco, eu zic că o să fie 10 minute. Și chiar mai avem ceva până la El Greco și mi framează jocul, de aia vreau să închid mai mult filmarea. Așa, m-aș băga să filmez un Minecraft ceva? Habar nu am, frățiorul meu. Feciorul meu, frățiorul meu, habar n-am feciorul meu. Glumeam, ce aveți? Am băgat în fraierul ăla, de l-am rupt în două. Hai să ducem la El Greco și după aia mă gândesc că o să zică go back home, nu? Sau go home. N-o să mai îmi iardă acum și casa aia altă, frate, n-o să mă dispere. Să-mi iardă casa în continuu, nu? Să mă lase fără casă, mă duc ca gay-ul și dorm la Joe, așa-i? Mama mia, pizzeria, mama mia, m-a ajuns în sfârșit să mor la familia mea. Dar repede, nu știu, nu mă mai interesează. I can make it. What do you want me to do with the money? Take it to Bruno. All right. At least that'll be out of the way. Good evening, gentlemen. Oh, what happened to you? Hey, Doc. I got my ass kicked up. I'm coughing up blood. What is happening today? One of your guys is already here. Who? His name is Antonio Balsamo. Tony Balls? What happened to him?
Somebody messed him up pretty good. I don't think he's ever going to walk again. What? This surprises you? All the blood, all the death. This is the lifestyle you choose. One day your luck is bound to run out. The next time, it could be you. Enough with the sermon, Doc. You have time to treat Joe? Yes, but you'll have to wait a minute while I fix Antonio up. That's okay, Doc. All right, come in. Make sure you settle things with Bruno, okay? And Vito, thanks. Sure thing. Feel better. Hai să vedem ce se întâmplă acum. Pe Bruno Beck. Ah, eram sigur. Oh, plus... Am 55.000 de dolari. Holy shit, am cumpăr direct cu două case. Deci mi-a dat fix cât trebuia. Easy money. Hai să mergem repede la Bruno să-l plătim cât e până acolo. Oh, e ceva, dar nu contează. După aia mergem înapoi acasă și easy episod filmat. Să mergem să-l plătim pe Bruno, ceea ce e foarte easy să facem. Da. Aș vrea să iau sincer altă mașină, că nu-mi place mașina asta, adică e bușită toată, dar e ultima misiune, având în vedere, adică e ultima misiune pe ziua de azi, care o să fac. Că mă duc și eu la culcare, că e fucking ora 5. Jumate spre 6 dimineața. What the fuck is that? Am filmat tot o noapte episoade pentru că o să plec la mare. Bine, deja am filmat pentru toată vacanța la mare, dar să termin tot jocul ăsta. Deci voi când vedeți episodul 1, eu deja am terminat jocul mai pe scurt, ok? Aproape am terminat, că episodul 1 l-am postat alaltieri. Nu, da, alaltieri. L-am postat alaltieri și astăzi deja am terminat jocul. Deci în două zile am terminat jocul ăsta, filmând tot. Da, foarte șmecher. Deja nici PC-ul meu nu mai poate și arată deja semne că nu mai poate. O stat deschis două zile în continuu, numai să randeze și să uploadeze videoclipuri. Easy. Și toată chestia asta o fac numai pentru voi, pentru că nu o fac pentru mine. Credeți că eu mă distrez să-mi las PC-ul deschis așa toată noaptea să randeze videoclipuri? Eu nu cred că mă distrez. Stai, nu trebuie să mergem... Ah, stai, nu trebuie să mergem aici pe docuri. Trebuie să mergem la Bruno ăla. Merem la Bruno, merem la Bruno, să mă duc acasă. Deci cred că până o să ajung acasă o să închei filmarea, adică nu o să mă duc, nu o să arăt o drumul până acasă, nu are rost. Știți ce zic? Hai să merg repede la Bruno să-l plătesc. Hey, I need to see Bruno. Got the money? Yeah. Come on in then. You're lucky. We were just about to leave. Easy. Good evening. You have the money for me? Or do you wish to extend the deadline? Here it is. I have to admit, this is somewhat of a surprise. I heard you boys had some complications. Yeah, we did. I heard that Henry is dead. Very sorry to hear that. Isaac, County. So your little business venture was a success? You got your money, right? Right, right. It's just that the whole city has been turned upside down. The Chinese think the Italians attack. Skip. Hai, te rog, domnule, misiune să mă duc acasă. Go home, go home, hai. Chapter 15. Per aspera ad astra. Ok. I couldn't sleep. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de fucking... They were only gonna get worse. Ce să zic? The truth was gonna come out sooner. The fucking Mafia 2. Sper să terminăm și noi jocul odată și odată, deci ne vedem data viitoare. Bye bye.